La un an și jumătate de când a fugit din țară, Radu Mazăre a fost arestat astăzi în Madagascar. Anunțul a fost făcut de poliția română, care a început împreună cu Ministerul Justiției demersurile pentru extrădare. Pe fostul primar al Constanței îl așteaptă în țară o condamnare definitivă la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje din Constanța. Cristina Iancu are detalii. Bună seara, Cristina! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! Poliția română a anunțat astăzi oficial că Radu Mazăre a fost arestat în Madagascar. Atunci când a fost prins de autoritățile de acolo, era împreună cu iubita lui. El va sta după gratii cel puțin 6 zile, atât cât este valabil mandatul de arestare emis pe numele lui de autoritățile de acolo. Se întâmplă la un an și jumătate de când acesta a fugit din țară, în lipsa unui mandat de arestare emis atunci, în timpul unei anchete pentru corupție pe numele său. De ce a durat atât, nu știm încă. Cert este că polițiștii din România spun că au stat în permanență în legătură cu autoritățile de acolo. Astăzi au aflat și ei că a fost prins și au demarat deja procedurile pentru a-l aduce în țară pe Radu Mazăre. Ministerul Justiției va trimite documentele acolo, însă cei care vor decide dacă vor accepta sau nu sunt magistrații din Madagascar. Îl așteaptă aici o pedeapsă de 9 ani de închisoare. Este o pedeapsă definitivă, nu este însă singura. De curând, pe 3 mai acesta a mai primit o pedeapsă de 9 ani de închisoare, însă aceasta nu este definitivă. Este așadar o procedură destul de complexă, însă dacă vom asista la un răspuns pozitiv de la magistrații de acolo, polițiștii din România îl vor aduce direct aici pe Radu Mazăre. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.